Carolina, ce o să-ți iei tu de la Jumbo? Uța. Uța? Da. Și mai ce? Tobo. Tobo? Și mai ce? Te gândește. Tati, te iubește mult și să le iei pe cele mai ieftine. Ioi, Doamne, iubirea lui mami, tu faci nani cu mine? S-a făcut rău când am văzut bonera, am leșinat, era să cad pe jos, era să mâriceau, era să chime salvarea. Tati, nu-i prea fericit, Carolina. Ce s-a întâmplat aici? Ai făcut ravagii. Mergem la Jumbo. Suntem bucuroși că mergem la Jumbo. Știți ce facem noi astăzi? Este ideea voastră, voi ați venit cu ideea asta, să mergem la Jumbo și să cumpărăm tot ce atinge Carolina. Dar nu știu ce o să fie. Deja ai lista cu lucrurile pe care vrei să le atingi? Ce vrei tu să-ți iei de la Jumbo, iubita? Hă? Ia spune tu, o să fii cu minte, nu o să atingi nimic? Sau o să atingi foarte multe lucruri? Nu? Asta o să-ți iei? Da. Bine. Acum nu știu, s-o crede pe Carolina că doar atâta o să ia. Măi, faza este că mie crește tensiunea de la videourile astea. Pentru că în Jumbo sunt numai jucării și... Adică foarte multe jucării. Și ideea este că, stai, dar nu ce le atinge, bă, că după aceea rămân fără bani, iau pe datorii, iau credit. Nu ce le atinge. Hai să facem altceva. Își pune în coș. Și își pune în coș, că dacă le atinge, bă, pe, așa face la palme cu toate jucările de acolo, bă, și bă. Am și o suflet, măi, sunt om. Deci eu sunt foarte curioasă să văd ce să se întâmple, nu deci, știu. Care le pune în coș, că dacă care le atinge numai tac, 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 că toate jucării acolo, le atinge pe toate. Deci ai auzit, Caruna, doar pe cele pe care ți le pui în coș, da? Că dacă nu mi-au remorcă, mă, și rate, că lasă, măi. Faza este că în Jumbo, mai de mult erau prețuri micuțe, dar acum s-au cam scumpit. Am uitat de asta. Carolina, astăzi o să cumpărăm tot ce tu o să pui în coș, da? Ai grijă să fii cumpătată. Te rog. Eu nu știu de ce toată lumea se grăbește așa. Băi, fiți atenți, am 40 la oră, ăla cred că avea 90. Numai ca să fie așa în față, știi? Mergeți, mă, civilizat, măi, că... Așa. Măi, deci mergem la Jumbo, am emoții, vă spun sincer. Deci din sufletul meu că am emoții, pentru că e plin de jucării acolo și... Jumbo. Cine știe ce vrea. Jumbo. Unde mergem? Jumbo. Deci eu, sincer, nu știu ce am putea să luăm. Băi, dar faza este că are mingi acasă, o să vrea mingi. O să... Ei plac foarte mult mingile. Cum deși am ajuns, mă, la geam, suntem două minute la geam, bă, da. Deci tu credeai că nu ajungem? Am crezut că plouă ceva, că s-o, că s-o, că s-o, că se lucrează la drum, că... Ai tu norocul ăsta. S-a închis Jumbo. Hai că mergem. Ăsta este drumul spre Jumbo. Tati, ne apropiem. Bă, știi cum este? Eu sper să am noroc, vă spun sincer, sper, îmi doresc foarte mult din tot sufletul meu să am noroc, pentru că e posibil să fie săturată de jucării și să ia așa un caietel, o cărticică de colorat și atât. Oh, ar fi șmecher. Carolina, ce o să-ți iei tu de la Jumbo? Uța. Uța? Și mai ce? Tobo.
Și mai ce? Te gândește? Ia uite-l pe Jumbo! Ia uite-l pe Jumbo cât de mare! Oricum, este și posibilitatea să ia atât de mult încât să nu-mi intre în mașină. Deci e posibil să ia... Deci la orice mă aștept, orice este posibil. Ai luat plasă de acasă? Ca să nu mai dăm bani și pe plasă. Plasele scumpe. Aveam o plasă de Jumbo care am dat vreo 11 lei pe ea, da, și n-am luat-o. Da, deci foarte scumpe plasele de Jumbo. Bă, de nu știu mă, s-a dormit de când îți părinte. Dar nu luăm plasă, le bag așa în căruț, nu mai luăm plasă. Nu mai luăm plasă. Nu mai luăm. 11 lei o plasă, băi. Facem economie la plasă, că cine știe cât de mult o să costă toate lucrurile pe care le atingem. Carolina, uite, tati, că e important. Tati te iubește mult și să le iei pe cele mai ieftine. Și să le iei pe cele mai ieftine. Te rog. Intrăm, nu mai ai scăpare, tati. Deci nu mai ai scăpare. Carolina deja a văzut acolo un țop și încearcă tati să o convingă că nu acolo, în partea alaltă. Uite cum ni se deschid ușile. Deci tati e acolo și îi face morală Carolina să ia mai la ofertă și să ia ieftin și să ia puțin. Și Carolina nu pare prea fericită. Cine știe ce planuri avea, liste cu chestii, cu cumpărături. Mamă, deci aici avem niște mingi roz. Ia uitați cât de faine sunt. Superbe, adică eu le-aș lua pe astea, dar n-a pus mâna pe ele. Doar dacă o pui în coș, Carolina, doar dacă pui în coș, cumpărăm. Deci gândește-te bine, tot ce pui în coș se cumpără. Asta? Îți place? Carolina, tot ce ți-ai ales tu până acum, deja ai acasă. Nu știu dacă se pune. Să vedem doar dacă pune în coș. Ia uitați-o cum ia. Tati, văd că face curat, văd că le pune repede. Crede că are vreo șansă. Uite cum fuge cu coșul! Vai, tati! Las-o, tati! Las-o! A câștigat Carolina, văd! Carolina, ce faci? Văd că ai renunțat la... Dar dintre asta ești tu acasă, iubita! Fix piscinuță din asta! Ia uitați-o și voi cum se cațără aici! Ești fericită? Mami! Să vină și mami acolo? Nu cred că încap, iubire! Să vină tati? Cred că tati deloc nu încape. Din câte văd eu, tati își face el cumpărăturile lui. Uite, tati pune tati în coș. Carolina, uite ce pune tati în coș. Ia uite, ce părere ai? Hă? Ne ridicăm de aici. Ce faci, măi? Faci tu cumpărături? Asta am avut când eram mic și mi-au ridicat-o vecinii. Zboară. Bine. Dar știi că n-am venit aici să facem cumpărături pentru Felix. Nu vrei să mergi să vedem ce jucării mai sunt, jucării mai mari, hai. Carol, ne-mi plac foarte mult mingile. Ce bucuroasă e! Hai că dintre asta n-aveam. E bine. Dar o luăm doar dacă o pui în coș. Ce faci, tati? Oferă o variantă mai ieftină?
Deci le luăm doar dacă le pui în coș. Ia să vedem, le pune în coș, le pune, ia să vedem. Le pune, le pune, le pune. Oh my god, le pune, le-a pus. A pus-o pe aia mai scumpă. Pe asta ieftină n-a vrut-o. Asta e lopată de muncitor. Vezi, vedeți că e mai scumpă. O să repare, tati, că e stricată, da? Bun, se pare că deja a pus chestii în coș. Mami. Da, mami? Mami. Iei și lui mami una, mulțumesc. Da, să știi că eu nu o pun în coș, doar dacă o pui tu. Ia uite, știu că nu s-a lăsat pe la urmă. Pe la urmă nu s-a lăsat. Vrei să te urci tu în coș? Tati o pune pe Carolina în coș ca să nu mai atingă nimic. Mă, ce strategie ai, șmecherule, măi. Uite cum fuge, uite cum fuge. Se crede șmecher, deci se crede șmecher tatea asta. Și alege el chestii ieftine. Ia uite și tu. Ia uite și tu. Doar dacă le pune Carolina în coș. Uite și tu că le-a pus în coș. Nu cred. Ce mi-ai găsit acolo? Chestii pentru tine? Prea scump. Asta nu. Ci că l-ai scump, Carola, n-ai voie. Asta e scump, asta nu. De lu, tate, că e scump. Deci doar dacă îl pune în coș. Îl pui în coș? L-a pus în coș. Nu l-a pus. Nu. Încearcă să convic. Așa, l-a pus. O punem la loc? O pune. Unde vrei să o punem? Vrei să o ții tu în mână? Eu zic să o dăm jos, gata? Tati, ăsta nu l-a pus în coș. Îl punem în coș sau dăm drumul? S-a pus o minge și ăsta unde îl punem? Jos? Bravo. Acum coborâm. Așa. Asta destul în coș, gata cu strategii, tati. Vrei să-l împingi tu? Timp cât e ocupată, nu se uită la jucării și nu pune nimic în coș. Aia! Vrei să-ți dea mami jos? Ține-l de urechiușe și faci țop-țop. Dacă tu reușești pe ăla să-l pui în coș, mami ți-l cumpără. Poți să-l pui în coș. Îți place să faci țop? Ai grijă, bine? Am căzut de pe roșu, vrem albastru.
pare rău că rulanda asta e foarte mare și nu poți să o pui în coș. De fapt, îmi pare bine că deja ai una. Zici că e din Harry Potter? Să nu pui în coș, că dacă pui în coș, o cumpărăm. Tati zice să nu o pună în coș, văd că o ascultă. Îl ascultă pe tati. Asta au vrut tati să o cumpere, văd eu. Ia uite cum o susține, a fost ieftină. Ia uite cum o mai duce să mai cumpere. Oare ce să mai cumpere, se gândește. Dacă vrei să o cumpărăm, o pui în coș, da? Nani. Îți place mult? Nani. Vrei să faci nani cu ea? Nani. Atunci o pune-o în coș, da? Ca să o cumpărăm, să o luăm acasă. Nani. Nani, nani. Faci nani? Ioi, Doamne, iubirea lui mami, tu faci nani cu mine? Oi, ce adorabilă ești! Hai să ne ridicăm și o punem în coș, o luăm acasă, da? Haide, haide, iubire! Sus, iubire, dacă e rece pe jos, da? Haide! Nani! Îți place perna mult? Ne ridicăm? Hai sus, dragoste! Dacă le pui în coș, le luăm. Iubita, dacă tu reușești să pui scaunelul în coș, îl cumpărăm și pe el, da? Eu, sincer, mi-aș dori, că e cu preferata ta, cu mine și cu Miau.
văzut uța, tati. Carolina vrea să o pună în uță, dar e prea sus. Wow, îți iei și brățară? Sau îți cade? Se pare că nu este prea încântat. Nu e ok. Nu e ok ce s-a întâmplat. Nu e ok ce s-a întâmplat. Și-o făcut de cap. Nu mai venim. S-a făcut rău când am văzut bonel. Am leșinat, era să cad pe jos, era să mărgea, era să chime salvarea. Carolina vrea și ea să vadă bonul, că vrea și ea să plătească. Hai să vezi bonul, să vezi cât m-a costat pe tati. Uite, foarte mult a costat. Tati nu-i prea fericit, Carolina. Ce s-a întâmplat aici? Ai făcut ravagii. Dar și tu ți-ai făcut câteva cumpărături? Ale mele erau necesare. Dragoste, ești fericită? Carolina, mai vrei să mai vii la Jumbo? Ea vrea să rămână la Jumbo. Îl așteptăm pe tati, s-a dus să ducă coșul. Gata, a pus coșul deoparte, nimeni nu-l mai umple cu nimic. O pune în mașină ca să se asigure că nu mai cumpără nimic. Hai, repede, 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 repede. Suntem terminați. Atâtea cumpărături. Fraților, m-am luptat cât de mult am putut. E luptă cu copilul, trebuia doi oameni ca mine ca să se... Mami! Ca să se împotrivească? Obositor shopping-ul ăsta, băi! Băi! Băi, mi-am luat și-o 2-3 lucruri de 100 de lei. Hai să-mi pui și-o centura. Da, mami? Mami, tati? Carolina, ce faci? Inspectezi acolo bonul? Cam mult, nu? Ești fericită că ți-a luat paia, acum o să bei sucuri naturale multe, multe, multe. Oameni buni, acum au mai căzut câteva acolo la casă. Au mai căzut? Au mai căzut după căruciul nu s-a întâmplat acolo, în grabă, nebunii, agitație, mulți oameni. Au căzut, mai căzut câteva. Te cred? Nu, chiar au căzut. Au căzut? Da, chiar au căzut, o să vezi pe filmare. Acum au căzut, care erau dublure, care erau mai scumpe. Nu știu cum, ălea, na, asta este. Oricum, am luat mult. Bă, eu când am văzut acolo prețul, i-am zis că leșin, fratele meu. N-am luat atâta la Jumbo, doamne, n-am luat atâta pe costumul meu de nuntă. Băi, nebunie. Vedem acasă ce am luat, că nu știu, trebuie să facem un mini haul, dar mi-am luat și eu ceva pentru mine, că până la urmă am și o suflet și mi-am luat la preț bun. Și hai să ajungem acasă, că eu foame de măroade stomacul și avem clima la mașină, că 37 de grade afară, e nebunit. A, tu ai văzut că atunci când trebuia să plătești la casă, eu și Carolina cumva ne-am făcut nevăzute. Am văzut eu. A trebuit să plecăm. La de la casă, cam începător, așa, am zis cât costă, să-mi zici dacă ceva e peste 50 de lei. Mi l-au pus acolo toate, era lumea acolo, ce să fac? Ai crezut că scapi ușor? Am avut buget 250 de lei și au fost 800 de lei. Vai de cap meu. Să fiu eu. Asta este. Sper să le folosim sau le vinem pe OLX, una din două. A, nu, 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 nu. Ce? Bă, fraților! Puiu, putem să facem retur. Ce retur cu ele? La ce am vrut că se face retur? Cum să nu se facă retur? Îi zic că îmi pare rău, din greșeală, eu adormit, a fost scump ăsta, sorry. Nu spico, Romania, nu. E produs de fe. Nu, bă, dar mi se pare că ceva era scump acolo, că am văzut cum o sărit țandara la preț. Vedem acasă, mergem puțin să mâncăm, că pe stomacul gol nici măcar nu mai gândesc. Ți-e fomiță, nu? Da, mai pot de mult. E bine, acum niște biscuiți. Adevărul că mi-am luat aici niște chestii. Biscuiți, unde sunt? Shopping grav s-a produs. Mai poți? Că nu mâncat, nu dau 80 de lei de mâncare pe lună, ci fratele meu. Felix, sincer, abonați-o au vrut chestia asta, am zis că nu știm în ce ne băgăm, băi, oameni buni, când ne dați și voi o idee, gândiți-vă și la portofelul nostru. Ia să văd câte like-uri merită video ăsta, cât de mult vă plac videourile astea, dar hai bă, să mai facem și noi puțină pauză cu videourile astea, că-s dure, e dure la buzunar, dure! Am văzut că dau 250 de lei în cel mai rău caz, 100 de lei. Pe bune, credeai așa ceva? Să dau parfec, acum aici mașină. Doamne, lasă-mă, nu vreau ce parfec. La Mega am dat 100 de lei când am fost pe acolo și
în euro, nu știu, tot pe acolo am dat 150 de lei, 80 de lei, nu știu cât am dat. Și aici am zis că dau 250 de lei maxim, că geam și mai trebuie și mie ceva. Dar în niciun caz, în ruptul capului meu, nu mă așteptam să dau 800 de lei. Dar n-am fost atent, cumva s-a terminat totul și după aceea trebuia să plătești și am zis, mamă, ce mă fac acum? Și noi n-am făcut nevăzute. Dar stai că nu știam ce am luat, ce n-am luat, ce-o costat atâta. Asta este. Vedem acasă.